Campioana în premieră la Melbourne, australianca Ashley Barty, în vârstă de 25 de ani, se menține pe primul loc WTA cu 8.331 de puncte. Ea are un avans uriaș față de locul 2 pe care se poziționează bielorusa Arina Zabalenka, care are 5.698 de puncte. După ce a jucat finala turneului, americanca Daniel Collins se află pe cea mai bună poziție din carieră. Ea a urcat 20 de locuri și este pe locul 10 WTA. Top 10 WTA arată astfel. Pe prima poziție poziție se află Ashley Barty, pe a doua poziție Arina Zavalenka. Locul 3 este ocupat de către Barbara Crecicova, pe locul 4 se află Iga Zviatec, iar locul 5 este ocupat de către Carolina Plișcova. Pe poziția a 6 -a se regăsește Paula Badosa, iar locul 7 este ocupat de către Gabrine Muguruza, urmată de către Anet Contaviet și Daniele Collins. Românca Simona Halep a pierdut 8 locuri după Australian Open. Ea a început turneul pe poziția 15, iar acum se află pe locul 23 cu 2117 puncte. Simona are de apărat un total de 780 de puncte și a obținut doar 240 de puncte grație calificării în faza optimilor la ediția din acest an, unde a fost eliminată de către Alize Cornet. Pe lângă Simona Halep, România mai are 4 jucătoare în top 100 WTA, în timp ce Ana Bogdan este pe locul 101 după Australian Open. Kirsten Begu, Cristian și Ruse au urcat în clasament. Sorana Cârstea este pe locul 32 cu urcare de 6 locuri, în timp ce Irina Begu este pe 56 după un salt de 8 poziții. Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse au urcat și ele câte 11 locuri și se află pe 56, respectiv 58. Deși a fost eliminată în turul 2 de la Australian Open, Emma Raducanu a urcat și ea în clasament. Jucătoarea în vârstă de 19 ani este acum pe poziția 13-a WTA după ce a câștigat 5 poziții. Ea a beneficiat de faptul că anul trecut nu a fost pe tablou și nu a avut puncte de apărat.